În ciuda frigului năprasnic, numeroși locuitori ai orașului Liteni au participat pe 31 decembrie la festivalul Parada Măștilor, Urături și Tradiții de Anul Nou din zona orașului Liteni. De departe, în această zonă, mascații cei mai apreciați sunt căldărărițele. Îi dărăm în anii noștri, am ajuns mai rău ca proștii. Păi că e atâta răutate între tată și între fratii. Păi dai mai rău să fii ca noi dintr-o beri sâpei doi. Păi să tragi tri dintr-un chiștoc și să spui că n-ai noroc. Mascații la Nul poartă tradiția și costumele de an și an și în fiecare an, pe data de 31, vin aici la primărie și ne prezintă jocul, urăturile și costumele de anul nou. Câte cete aveți anul acesta? Păi sunt peste 16 cete din Liteni și din toate satele. Urși, căldărari, capre, inclusiv ansamblu Izvorașul, un ansamblu care de la an la an crește prin joc, prin costum, prin tradiție. Festivalul Parada Măștilor, Urături și Tradiții de Anul Nou din zona orașului Liteni a încheiat șirul evenimentelor organizate de către Primăria orașului Liteni cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Acestea au debutat pe 24 decembrie la sediul primăriei din localitate, unde s-a colindat, iar Moș Crăciun a împărțit cadouri tuturor copiilor prezenți. Apoi, pe 26 decembrie, a avut loc un bal al gospodarilor la Căminul Cultural, iar în a treia zi de Crăciun, pe 27 decembrie, a avut loc o nouă ediție a festivalului de datini și obiceiuri de iarnă, porniți plugul Măifeciori. Am avut cete invitate în seara de 27, a treia zi de Crăciun. Am avut un spectacol aici în care au participat o ceată de la Miroslăvești, Iași, de la Vorona, de la Mălin, de la Dolhești Mici, de la Forăști și am avut și o ceată care a venit de la Chișinău.